szanowny maestro Krzysztof Penderecki, Adam Elżbieta Penderecka, distinguished members of the panel, honorable rector of the National University of Music, Professor Dan Lediu, and distinguished audience. It is great honor and unique pleasure for Polish ambassador to be in such an important event. And it is moments very emotional because we have today with us great composer, Maestro Krzysztof Penderecki, who is regarded as one of the leading composers and conductors of the 20th and 21st century. Stimate doamne, stimați doamne, din capul locului menționez că studenții și profesorii Universității Naționale de Muzică sunt onorați să-l aibă în mijlocul tuturor în această zi pe mare compozitor Krzysztof Penderecki. Operele lui Krzysztof Penderecki hipnotizează, fascinează de la prima lor audiție. Respectivul impact pe care are muzica sa asupra receptorului se datorează în primul rând marelui său talent. Universitatea Națională de Muzică din București are onoarea de a acorda domnului Krzysztof Penderecki titlul de doctor onoris causa. Cu deosebită bucurie și onoare, Senatul Universității Naționale de Muzică din București, întrunit în ședința din 16 aprilie 2014, a hotărât acordarea înaltului titlu de doctor honoris causa al Universității Naționale de Muzică din București, maestrului Krzysztof Penderecki, compozitor de geniu și muzician de anvergură mondială, personaj carismatic și emblematic în lumea actuală. Cu o compoziție epocală, Training Memoria Victimilor de la Hiroshima pentru orchestră de coadă, recunoscută încă de la vârsta de 28 de ani și încununată în 1961 cu premiul UNESCO, apoi adăugând capodoperă după capodoperă patrimoniului muzical polonez și universal, putem numi selectiv aici din cele peste 200 de lucrări, Patimile după Luca, opera Diavolului din Lundrum, Regiemul polonez sau Sinfonia cele 7 porți ale Ierusalimului, maestrul Krzysztof Penderecki este posesor la peste 30 de titluri onorifice universitare din Statele Unite până în Japonia, din Rusia și Germania până în Coreea și Spania, dar și a 3 premii Grammy și a mai multor premii de stat, premiul imperial al Japoniei, Vicuri Sibelius Prize, Herder Prize și multe altele, membru în Academia de Arte din Berlin și alte academii, precum și posesorul Nobelului muzical, Grevemeyer Award for Music Composition, acordat de Universitatea din Louisville, Statele Unite. Ne bucurăm pentru faptul că a acceptat propunerea de a deveni doctor honoris causa al Universității Naționale de Muzică din București, oferindu-ne astfel posibilitatea de a ne exprima admirația pentru opera sa excepțională, deopotrivă componistică și interpretativă, precum și pentru căldura apropierii de România. Nos Magnificus Rector et Illustris Senatus, Musicarium Studiorum Universitatis Bucurestis, Bucurestiensis, ad omnium quibus expedit perpetuam notitiam futura, tenore presentium constituimus confirmamusque, clarissimum Dominum et Illustrissimum Artium Magistrum, Dominum Krzysztof Penderecki, prosuis eximiis musicali in arte promovenda meritis pro egregia magne musicae compositione eiusque in omnem terrarum orbem magnifica promozione ubiatis nostre universitatis studiorum doctorem honoris causa anobis ad lectum promotumque esse in cuius rei testimonium hoc diploma redigendum conscribendumque iussimus atque mandamus, datum Bucurestis. Magnificentio, Sophie Sedacie, Excellentio.
Wielce Szanowni Państwo, pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność za przyznanie mi zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Muzycznego w Paryżu. Uczelni obchodzącej w tym roku 150 lat swojego istnienia. Otrzymanie tak wysokiej godności akademickiej skłania do refleksji i pytam o miejsce artysty i kultury wysokiej we współczesnym świecie.